Dragilor, bună seara și bine v-am regăsit la Luana Show. O să fie un episod rece și cu căldurică pe alocuri, însă în principiu să vă aduc informații foarte valoroase despre practica Wim Hof și beneficiile ei, pentru că am un invitat care de un an de zile se ocupă aproape numai de asta și deși de profesie este inginer și profesor de yoga, profesor de aikido cu multă experiență în tot ce ține de corp, s-a îndrăgostit de această metodă și tocmai de aceea am decis că putem dezbate pe parcursul unui episod toate detaliile interesante ale acestei practici. Bine ai venit alături de mine, Bogdan Bănculescu. Bine te-am găsit, Luana. Ți-am făcut o prezentare scurtă pentru că nu vreau să intrăm foarte mult în trecut, deși trecutul totdeauna pregătește prezentul. Dacă n-ai fi fost practicant de aikido, dacă n-ai fi fost preocupat de terapii corporale și de dezvoltarea prin corp a celorlalte funcții, probabil că n-ai fi ajuns nici la Wim Hof, probabil, nu? Cu siguranță, da. Și faptul că sunt la bază inginer a contat foarte mult pentru că mi-a plăcut să înțeleg ce se întâmplă în spatele... Mecanismele. Exact, mecanismele. Eu am văzut doar filmul de pe Netflix, care este impresionant. N-am avut încă această curiozitate de a practica, însă ca să-mi fac curaj, poate la anul, cine știe, vin într-o tabără de-a ta sau într-o... În ce sistem se practică? Se pot face și tabere? Se poate face și unul la unul, se pot face evenimente de 2, 3, 4, 5, 6 persoane, deci cum te simți mai comod? Pentru că ieși un pic din zona de confort și e nevoie să pleci dintr-o zonă de... stabilitate. Hai să începem cu povestea. De ce ai crezut că poate aduce valoare în viața ta și a celorlalți această practică? Cum de-ai ajuns la ea, de fapt? Povestea e relativ simplă. Am urât frigul, de când mă știu. Școala mea era undeva la 5 stații și jumătate distanță de casă și drumul iarna spre casă era destul de chinuitor. Ajungeam cu mâinile degerate și mi-am dorit să găsesc o modalitate prin care să-mi fie cald. La un moment dat, în timp ce căutam o carte de nutriție, am găsit acolo ca una dintre terapiile alternative împachetarea cu gheață. Am dat o căutare scurtă, împachetare gheață sau baie gheață. Rezultatul a fost că mi-au apărut, dintr-o simplă căutare, mii de clipuri în care apărea numele lui Wim Hof. N-auzisem până atunci de el, ever. Așa că am început să caut despre el. A durat vreo două zile până am descoperit că și în România este un instructor. Am luat legătura cu el și la vreo două luni și jumătate după ce am practicat din ceea ce am văzut pe site oficial, am avut și prima baie în gheață și a fost ceva fantastic, adică parcă s-a întâmplat ieri. De ce a fost fantastic? Pentru Sau că ce a fost fantastic? Nu mă vedeam în stare să fac chestia asta, știindu-mi frica asta de frig, eu ieșeam afară înfofolit. Era septembrie, nu era chiar frig, dar totuși gheața, erau câteva sute de kilograme de gheață, vreo 400 de kilograme de gheață într-o piscină în care încăpeau vreo 3 persoane. A fost destul de provocator așa, numai văzând lucrurile astea, dar aminte să și bagi picioarele acolo. Și nu numai atât, să te așezi în șezut, gheața până peste umeri și să stai câteva minute. Însă, foarte importantă este pregătirea. Mindset-ul care se desfășoară din momentul în care ai decis că vrei să faci lucrul ăsta. Începusei să-mi spui povestea și trecusem direct la detalii, însă cumva n-am înțeles care a fost declicul care te-a făcut, faptul că ai văzut datorită căutărilor pe Google că e la modă, că e și ți-a strânit curiozitatea, sau a fost poate mai mult ca o chestie de dacă pot atâția oameni, m-aș putea și eu. Asta a fost, nu? Deci dacă e atât de ușor, sau dacă toți spun că e atât de ușor, de ce să nu o fac și eu ca să-mi elimin acea frică? Eram într-o perioadă în care căutam să dau deoparte, să distrug niște credințe limitative pe care le aveam și asta era una dintre ele. Nu era atât de evidentă, dar dintr-o dată a devenit. Da. Și am început cu exerciții de respirație, am început cu dușuri reci. Dușul rece este într-adevăr o etapă pregătitoare, însă n-are nicio legătură cu baia în gheață. Și ulterior am intrat în gheață și apoi am continuat să urmăresc evenimentele. Ca să aflu că se poate face foarte simplu la tine acasă. O ladă frigorifică pe care o vopsești ca să nu ruginească, pui apă în ea, o ții la 2-3 grade și când ai chef, te bagi în apa. Deci tu ai început la tine în casă? La mine în casă am început, da. Și apoi m-am interesat de niște experiențe care ar putea fi mai complexe. Am ajuns în Olanda, la Wim acasă,
am făcut un weekend pentru avansați acolo, am descoperit o echipă extraordinară, eram vreo 50-60 de oameni și la finalul acestui weekend organizatorii ne-au spus: dacă vă interesează modulul de master, unde o să stăm o săptămână și o să facem chestii avansate, vă înscrieți din timp ca să facem grupa pentru octombrie numai din voi și urma după vreo două săptămâni să mai vină o echipă la weekendul pentru avansați. Și așa s-a și întâmplat. Ne-am strâns cam 90% din cei care am fost în acel weekend la modulul de master. În total eram vreo 60 de oameni, 55 de băieți și 5 fete. Deci ai lucrat chiar cu el? Am lucrat chiar cu el. În Spania, unde s-a făcut certificarea. Aha. În prima zi am dat examen. În zilele următoare s-au mai repetat examenele pentru cei care nu le-au luat. Și la sfârșit ne-au dat tricourile de instructor. A durat cam un an. Bine, tu când spui așa, apare așa, flori de la ureche, plimbare în parc. E foarte multă fiziologie pe care trebuie să o stăpânești. A fost mult de muncă, da. Foarte mult de învățat, mai ales că ne fiind de specialitate, a trebuit să înțeleg anumite procese care de-a lungul timpului au luat premiul Nobel pentru medicină sau fiziologie. Deci, multă chimie, o mulțime de informații care nu mi-erau foarte familiare, dar lucrurile au stat bine și marea majoritate a celor care am participat atunci în octombrie, în 2019, am luat examenul. Am început. În 2019 ai certificat. Da, în 2018 l-am descoperit și în 2019 am luat certificarea. Dar până în acel moment practicam acasă, intram în lada cu apă înghețată aproape zi de zi. Wow! În ce scop? Adică, practic, de ce făceai asta? Păi, tot așa ca să te obișnuiești? Sau ai observat că îți face bine? Ceva s-a schimbat în bine în corpul tău? Făcea bine. Pe mine mă interesa în special modul în care acționează în reglarea problemelor de somn, pentru că asta este, să spun așa, principala mea ocupație acum. Bag oameni la somn, în gheață, sau învăț tehnici de respirație. Și ăsta este unul dintre beneficiile băii în gheață, pentru că îmbunătățește calitatea somnului, reglând activitatea celor două ramuri ale sistemului nervos, simpatic și parasimpatic, și aducându-te într-o stare propice intrării la somn, din exercițiile de respirație, expunerea la rece și chiar schimbarea mindset-ului de-a lungul timpului. Am vrut să văd pe mine întâi cum se întâmplă lucrurile astea și, de exemplu, mă băgam în apă înghețată dimineața, 7-7 jumate, până la prânz eram zen, eram liniștit. Puteai să claxonezi lângă mine, nu mă trezeai din starea aia. După prânz se mai așezau lucrurile. Seara, dacă la 9 și jumătate... Funcționa memoria corpului. Reveneam la normal. Seara, dacă intram în gheață la 9 și jumătate, la 10 mi se lipeau ochii și găseam patul pe bâșbâite, adică efectiv, adormeai pe drum spre. Liniștește foarte bine sistemul nervos. Prima dată când am hotărât să intru des în fiecare zi, am făcut-o pentru că de fiecare dată când intram, îmi spuneam: ieri a fost o întâmplare, azi o să fie nasol, trebuie să-mi demonstrez că pot să fac și astăzi lucrul ăsta. Intram, stăteam, e o stare meditativă pe care o dobândești după primele 30-40 de secunde. Stăteam vreo 5 minute și apoi ieșeam. Nu contează. Asta vreau să întreb, deci cam o sesiune ar dura cam 5 minute? Nu, o sesiune ar dura cam 2 minute, însă 2 minute. Cifrele pe care o să le dau aici nu sunt recomandate exclusive, nu. Poți să stai și 5 minute, poți să stai și 30 de secunde, pentru că avem corpul diferit, reacționăm în mod diferit. Aha. Și ideea nu este să te autoflagelezi, ideea este să scoți ceva bun. E vorba de a experimenta un stres hormetic, uh-huh, un stres suficient de intens, astfel încât să permită corpului ca atunci când se recuperează să vină cu un plus peste. Deci dacă exagerăm cu stresul, facem o traumă. Da, categoric. Este că undeva la 2 minute este suficient încât să ne dăm seama de beneficii dacă o facem în mod constant. Bine, dacă stau să mă gândesc acum, ca și femeie, am fost la niște tratamente și în majoritatea saloanelor există acel tratament cu criogenie în care se îngheață anumite părți ale corpului, deci și medical vorbind, înghețând anumite părți ale corpului, poți să obții niște beneficii. Bineînțeles, acolo sunt beneficii de frumusețe, terapia constă în altceva, însă terapia prin frig este, cum să zic, din antichitate, într-un fel sau altul, prezent în viața omului.
Acum, ținând cont că omul modern s-a modificat din toate punctele de vedere istoric, ne modificăm de la o generație la alta, și majoritatea oamenilor sunt speriați de noutate datorită fricilor care vin către noi cu marketingul de rigoare din toate direcțiile, că vezi și tu, de-aia te-am întrebat, pentru că, sincer vorbind, majoritatea bărbaților care vin, adică văd un bărbat 2, 3, 5 că fac asta, băi, eu nu pot să fac, adică e undeva așa ca o provocare a ego-ului. Însă, cel puțin la tine am auzit că majoritatea persoanelor care vin sunt de sex feminin. Deci iată că și femeile aspiră din ce în ce mai mult să facă lucruri care așa din afară par mai mult masculine, mai mult bărbătești, pentru că sunt convinsă că aceste beneficii ale corpului sunt de neegalat, adică pui într-o parte o grămadă de bani pe care i-ai putea cheltui și o mulțime de practici pe care le-ai putea face ca să ai beneficiile pe care le poți obține în această practică. Nemai vorbind într-adevăr că e vorba și de deseori e o gândire limitativă, adică mai mult mintea blochează potențialul corpului de a trece în așa ceva. Că, de exemplu, dacă ai cădea odată, nu știu, Doamne ferește, într-un lac înghețat și așa, dacă ai ști, dacă ai avea toate aceste cunoștințe de a respira, de a nu intra în panică, de a te manifesta într-un anume fel, ți-ai putea salva viața. Deci, până la urmă, beneficiile încep și de la, hai zicem așa, o cultură a corpului, a cunoaște despre corpul tău cât de mare e potențialul său. Și acum aș vrea să te întreb dacă, într-un fel sau altul, există și pericole și cât de lungă e pregătirea și dacă e pentru toată lumea la fel, că bănuiesc că nimeni, niciun fel de trainer n-ar vrea să pună viața vreunei persoane în pericol. Așa este. Da, metoda nu este nouă, deci nu e, Wim n-a inventat apa rece, ca să Da. El a luat o practică străveche pe care a făcut-o să fie cât mai accesibil omului modern. Deci a luat elemente din Tummo, care face parte din Tantra Superioară, și le-a așezat într-o înșiruire extrem de simplă, care să fie accesibilă în special occidentalului. Noi, că suntem un pic mai îndreptați către spiritualitate, avem mult mai multe beneficii de pe urma ei. Însă occidentalul, care este, să zic așa, trup, corp, beneficii rapide, s-au dus în zona asta de experiențe destul de scurte. Pentru că nici o experiență nu seamănă cu alta. De fiecare dată când cineva revine, spune, wow, a fost altceva, avem și persoane care au fost la mai mulți traineri și fiecare își găsește locul unde să se oprească. Locul unde să se oprească, pentru că e vorba și de a rezona cu celălalt, cu instructorul. Am putut constata că, într-adevăr, femeile sunt mult mai conștiincioase în ceea ce privește atunci când vin să le asist să intre în gheață. Pentru că nu este vorba de a învăța o metodă și de a intra în gheață, e foarte simplu, din prima se poate face treaba asta, ci este vorba de o experiență pe care o creezi tu, cel care ești în acea zi, acolo. La rândul meu, eu preiau niște lucruri pe care ei le descarcă. De exemplu, sâmbătă am avut trei persoane care au intrat în gheață, am stat cu ei, am ținut respirația, a fost și o meditație, yoga nidra înainte. Seara a trebuit să vorbesc la un summit. Imediat după summit, la 8:30, m-am băgat în pat, am dormit până la 7 a doua zi. Wow. Deci, perioada de refacere pe care eu trebuie să o am e destul de mare. Orice practici aș face pentru curățare, somnul, în cazul meu, funcționează. Așa, am nevoie de vreo 3 ore în plus față de cât dorm obișnuit. După primul eveniment pe care l-am organizat, am dormit 7 ore non-stop. M-am culcat imediat și m-am trezit undeva după miezul nopții, după aia m-am culcat la loc, a doua zi aveam altul și am constatat... Ce fantastic de benefic! Insomnia, stresul sunt inamici, da, care au invadat lumea pe toate părțile. Și insomnia se pot rezolva foarte ușor începând cu partea de respirație, însă gheața e un fel de shortcut, gheața scurtează calea. Vorbind de o expunere de o dată la o săptămână, corpul are nevoie să se refacă după o intrare în gheață și eu am renunțat la intrările zilnice. Și pregătirea constă în jumătate de oră, o oră, de exerciții de respirație făcute într-un anume fel. Se forțează corpul să intre într-o stare de hipoxie temporară. Știu că sună periculos în contextul ăsta, însă e ceva ce poți controla și
efectele benefice pe care le are hipoxia controlată sunt la un nivel mult mai mare. Deci, practic, faci o hiperventilație sau superventilație, ca să nu sun iarăși... Da, da, da. Așa? Timp în care dai afară foarte mult bioxid de carbon. Spre surpriza multora, bioxidul de carbon este, dacă nu la fel de important, cel puțin foarte important în comparație cu oxigenul în ceea ce privește respirația. Când echilibrul dintre oxigen și bioxidul de carbon se dă peste cap, apar probleme. În momentul în care, din cantitatea mare a plămânilor, dioxidul de carbon nu mai ocupă un volum suficient de mare, până celulele vor genera suficient dioxid de carbon ca să se ajungă la acea cantitate care comandă inspirul, pentru că dioxidul de carbon comandă inspirul, prezența dioxidului de carbon comandă inspirul, durează un pic de timp. Ei, în acest timp, saturația cu oxigen la nivelul sângelui scade, nemai băgând oxigen. Deci se face o hiperventilație care dă afară bioxidul de carbon și apoi intri într-o retenție, într-o apnee, în care după ultimul expir ai rămas fără să mai inspiri. Celulele produc bioxid de carbon care se acumulează și ocupă locul celui pe care l-ai dat afară prin ventilația aceea forțată, dar nu mai este oxigen. În momentul în care saturația de oxigen scade sub 85%, se produce un fenomen pe care l-au descoperit rușii undeva prin anii 30-36 și pe care mai apoi l-au folosit în antrenamentele pentru piloți, pentru cosmonauți, pentru trupele speciale. Această saturația de oxigen sub 85% determină celulele STEM să-și reînceapă activitatea și să repare țesuturi pe care de-a lungul timpului le-am strigat. Beneficiile. Asta este unul dintre beneficii. Da, da. Evident, țesuturile se repară acolo unde vor ele, nu unde vrem noi. Da, da. Deci dacă ai un beteșug mai îndelungat, nu știi dacă se va rezolva primul. Și chiar dacă ai stat undeva 10-12 secunde în această stare de saturație de oxigen sub 85%, în timp, dacă o faci în mod constant, deci doar partea de respirație, vei constata îmbunătățiri. În momentul în care te apropii de finalul retenției și vei simți cum diafragma va face un mic, va avea un mic spasm, îți va comanda inspirul. Dacă ai un ceas inteligent, pe ceas îți va apărea că nivelul de stres a crescut. Deci cantitatea de bioxid de carbon este cea care determină nivelul de stres. Și asta este unul dintre lucrurile pe care eu le explic în ceea ce privește somnul și pe care îl reglăm atunci când vrem să dormim mai bine. Revenind la gheață. Vei deci inspira... întâi stresezi. Exact. Dai șocul cum ar fi. Dai șocul. Ca poți să intri în unda următoare de relaxare. Exact. În partea de relaxare se face o compensare a activității celor două ramuri, simpatic și parasimpatic. Parasimpaticul e cel care ne ajută să ne băgăm la culcare. Și, practic, ele încep să funcționeze din ce în ce mai bine. Beneficiile sunt nu numai la nivel de somn sau la nivel de distrugerea credințelor limitative. Vorbim aici și de o îmbunătățire a activității sistemului cardiorespirator. Dacă ne uităm pe net, o să observăm că Wim și mulți în filmări apar inspirând pe gură, un volum foarte mare de aer. Ajută și n-ajută. Nasul e mult mai bun pentru a inspira, pentru că în zona sinusurilor avem oxid nitric. Oxidul nitric face ca prezența lui în plămâni să conducă sângele, să irige și partea superioară a plămânilor sau cât mai sus, astfel încât transferul de oxigen în alveole să se producă într-un volum mult mai mare. Deci, intervenind într-un mod blând, pentru că nu e absolut nimic periculos în toată povestea asta, intervenind într-un mod blând asupra fiziologiei noastre, punem corpul în acea stare în care îl obligăm să iasă din starea de potato couch și să intre un pic la treabă. Da. Un alt lucru care se reglează aici este sistemul de termoreglare. Sistemul de termoreglare este controlat de hipotalamus, un fel de creier al creierului nostru. În permanență, hipotalamusul scanează și interiorul și exteriorul ca să vadă temperatura. Avem nevoie de un mediu sigur în care corpul să desfășoare activitatea și vorbim de sute, mii de procese care se desfășoară independent de voința noastră sau de știința noastră în fiecare secundă.
Și hipotalamusul are grijă de partea asta de termoreglare. În momentul în care te-ai împrietenit cu frigul, reziști mai bine la căldură. Capacitatea corpului de a se adapta extremelor crește. Acum eu pot să intru în gheață, și mulți alții pot să facă lucrul ăsta, fără pregătire. Doar că în momentul în care faci 2, 3, 4 serii de respirație specifică, urmată de retenții și apoi de o mică retenție pe gol, pe plin, se mai întâmplă un lucru. Crește foarte puțin alcalinitatea sângelui. Sângele are o marjă destul de redusă în care își poate schimba pH-ul. După ce ai făcut câteva exerciții de respirație și dat afară bioxidul de carbon, sângele devine un pic mai alcalin. Lucrul ăsta ce face? Face ca la nivelul receptorilor de durere de pe celulă, acestea să se desfacă. Ele sunt ca niște buchețele. În momentul, ca în filmul de desen animat, când sunt toate puse la un loc, raza e puternică. Aha. Semnalul către hipotalamus e puternic. Senzația de durere e foarte puternică. În momentul în care a crescut alcalinitatea, ele se desfac și semnalul care pleacă către hipotalamus e mult diminuat, astfel încât senzația dureroasă tu o percepi la un nivel de 2, 3, 4 față de 7, 8, cât era înainte să faci exercițiile astea. Deci, da, pregătirea este foarte importantă. Un alt lucru care se întâmplă este faptul că se reduce nivelul inflamației. Am intrat mult în beneficii, dar nu mi-ai spus dacă pentru toată lumea e posibil. Adică, de exemplu, dacă e o persoană cu oarecare, nu știu, un diagnostic pe cardiovascular sau poate cu anumite probleme, ce știu dacă eu, de circulație sau... Da, există câteva restricții. De exemplu, epilepsia este una dintre ele, pentru că respirația forțată forțează o criză. Lupusul, de asemenea, este asociat cu boli sindromul Raynaud. Nu toate bolile autoimune, sunt câteva, de exemplu, care chiar pot fi, la care pot fi ameliorate simptomele. De exemplu, artrita reumatoidă. Soția unui coleg al meu a ajuns la metoda Wim Hof ca ultimă soluție. La 31 pic de ani avea niște crize de artrită reumatoidă destul de puternice. Wow. Nu se putea îmbrăca, nu se putea urca în mașină, nu putea urca scările. 3 ani a durat pregătirea, zi de zi, și undeva în martie anului 2019 a intrat pentru prima oară în gheață. În octombrie, când ne povestea colegul nostru, ne spunea că acum soția lui își desfășoară activitatea ca un om normal. Dacă n-ai ști că a suferit de artrită reumatoidă, nu ți-ai dat seama prin incredibil. Ce a trecut. Exact. Da. Deci fac sens toate aceste sacrificii, pentru că totuși vezi oamenii care stau acasă, doar teoretizează, n-au curajul, n-au acest având de străpungere către acțiune, au tot, găsesc tot felul de motive, cum s-ar spune, păi stai că eu nu pot din cauza aia, că unii sunt mai plinuți, poate că obezitatea ar fi un impediment, alții că au probleme cu inima, alții că au... Și eu, la fel, când am observat grupurile făcute de Wim Hof, pe unde am mai împărtășit el în reportaje, în filme, tocmai asta era, că pentru oamenii, nu știu, când ești trainer la sală, când toată ziua tu faci sport, nu știu ce, cu ușurință poți să treci în acest antrenament. Ideea e pentru oamenii obișnuiți, pentru oamenii care au diverse suferințe, pentru oamenii care doresc să treacă nivelul următor al calității vieții. Deci acolo e, hai să zicem, marea transformare, pentru că până la urmă trebuie să faci ceva ca să depășești. Adică trebuie, e ca și cum dai un bir, treci un pod, faci o călătorie către următorul tău nivel de sănătate și de bunăstare. Pentru că am văzut că, în afară de aceste beneficii numite, este și o chestie interioară, o chestie care îți dă încredere în tine foarte mult, o chestie care te pune în fața ta pe altă poziție. Faptul că ai putut să treci frica, disconfortul, investiția, retragerea din alte activități, pentru că automat, în general, când e o decizie de asta, de la o viață sedentară, mă apuc de sport. Păi e cu totul o altă viață. Încep alte cheltuieli, mănânci alte lucruri, ai alți prieteni, adică e chiar să schimbi viața. Și aici bănesc că e la fel. Și tu, probabil, de când ai început această activitate, ți-ai schimbat aici în gașca, cheltuielile, modul de viață, adică te duci dintr-o dată în altă, ești pe altă frecvență. Iar apropo și de limitele de vârstă, pentru că la capătul opus al acestei experiențe ar fi mersul pe cărbun, mă uitam la o doamnă care e un fel de influenceriță din asta senioară, are vreo între 70 și 80 de ani, care a început prin a merge pe cărbun la Tony Robbins,
și a ajuns acum să fie fană sau chiar trainer Wim Hof. Bine, ea stând într-o țară nordică, a avut acces probabil mai ușor la el, ducându-se mai aproape și mai des acolo la antrenamentele lui, iar acum, practic zi de zi, mai ales în timpul iernii, a stat și s-a filmat cum intră în gheață, efectiv într-un lac, adică într-un lac natural cu gheață, cu toate tehnicile, începutul, acea mică, așa, până și pozițiile de stat în apă, că am văzut că majoritatea oamenilor stau cu brațele încrucișate pe piept, aici o să-mi spui tu de ce, și cum își coordonează respirația, cum își oprește gândurile și apoi când iese împărtășește și ce simte. Măi, e atât de convingător, deci ai impresia că aproape oricine ar putea să facă. Vezi o băbuță plinuță, înțelegi, cu fărul alb în cap, ochelaristă, cu îi se bură ochelarii făcând chestiile astea. E foarte motivațional, ceea ce bine, nu cred că poate să se împrăștie și să devină atât de contagios cum a devenit atunci, cu câțiva ani, aia cu turnatul găleții de apă rece, care era plimbare în parc pe lângă, probabil, ce înseamnă asta. Însă, cred că ar merita să cucerească un public din ce în ce mai larg această practică. Așa este. Chiar una dintre colegele mele din Spania a împlinit 70 de ani în momentul în care a dat examenul de certificare. Wow! Deci nu e limită de vârstă. Nu există limită de vârstă. Studiile care s-au făcut legate de efectele respirației sunt făcute pe adulți. Deci se recomandă de la 18 ani să primești persoane într-un eveniment oficial. Însă, în afara unui eveniment oficial, oricine poate să exploreze și să vadă dacă îi se potrivește sau nu. În general, tinerii vor să rupă norii și vor să dovedească multe. Dar e o modalitate de exprimare. Dacă ar fi să te gândești la momentul acel mai greu, care și când a fost? Păi, adică așa, genul ăla de aș vrea, da, așa un mic pas înapoi, te-ar fi tras ceva. Momentul cel mai greu a fost în februarie anul trecut, când am fost în Polonia cu o mică expediție, la undeva la vreo 16 persoane, doi trainer vechi, unul dintre ei stând de la început pe lângă Wim Hof. Și în ultima zi aveam de făcut ascensiunea unui vârf din Munții Carpați, evident în pantaloni scurți. Și ne-a dus autocarul până la o stațiune de schi, am ieșit ca toți ceilalți în costume de schi îmbrăcați, blindați, am mers vreo 10 minute prin pădure, unde ne-am oprit să nu ne vadă nimeni și acolo ne-am echipat, mă rog, ne-am dezechipat, astfel încât am rămas în slip, în bocanci, căciuli și mânuși. Fac o mică paranteză. Mâinile puse pe piept atunci când intri în apă te ajută să-ți păstrezi temperatura ridicată la nivelul palmelor. Deci le presezi pe piept. Sau există niște mudre luate din tumo prin care păstrezi temperatura. Pentru că în momentul în care ai intrat în apă înghețată, primele care îngheață sunt extremitățile. Sângele se adună astfel încât să păstreze trunchiul și organele din trunchi calde. La 2-3 minute de stat în apă înghețată, în momentul în care ieși, la suprafața pielii poți să ai 6-7 grade. Ori dacă tot corpul ar avea 6-7 grade, ar fi terminat de mult. Deci undeva sub 35 de grade intri într-o hipotermie severă. Așa, și erați acolo, eram acolo în slip, adică practic plecat. În pielea goală și încălțați. Exact. În cursul drumeților se țin mâinile la rinichi pentru a proteja și rinichii și ghiozdanul obligatoriu pe spate. Deci mai aducem un pic de căldură în zona rinichilor. Și apoi am escaladat. Drumul a durat undeva la vreo 4 ore. O oră și jumătate a fost prin pădure. Ne-am încălzit, să zic așa. În pădure nu bătea vântul. V-ați drăcit, de fapt. Adică, v-ați încălzit pentru... Ne-am antrenat. Sesiune, da. Exact. Apoi, în momentul în care drumul a făcut o curbă bruscă la stânga, s-a terminat și pădurea. Aha. Și eram expuși. Bătea vântul. Vedeam orășelul. Vedeam pârtile de schi. Vedeam tot de acolo. Și a mai durat încă vreo oră și jumătate ascensiunea. Mergeam toți în cirindian unul după celălalt, mai schimbam primul ca la tiruri și ne mai opream din când în când și ne mai motivam ca pinguinii, ne băgam acolo unul în altul și ne mai povesteam diverse lucruri. Recunosc că mi-a fost un pic teamă în momentul în care m-am decis să vin și eu cu grupul, însă văzându-i pe ei cât erau de entuziasmați, erau, marea majoritate erau din Germania.
Mai erau doi danezi. Era un indian din Londra, deci un obișnuit așa mai mult cu căldura. Aha. Așa, marea majoritate erau obișnuiți cu frigul. Eu eram, eu și indianul eram ceva mai expuși, da, să zic așa. Mai. Eu vreau să zic mai balcanici, dacă n-ai și eu, indianul m-am oprit. Da, adică nu ne plăcea căldura, da, și nu ne place căldura. Da. Și pe parcursul zilelor am făcut tot felul de mici experimente, cu sărit în cascadă, cu umblat goi, dar prin pădure, goi, în pantaloni scurți, prin pădure. Da. Așa, iar asta a fost ziua care a pus capac la toate. Și, repet, mi-a fost un pic teamă, dar pe măsură ce m-am luat cu grupul, zic, dacă îi pot, pot și eu. În momentul în care am ajuns la ultima parte a traseului, care a durat vreo jumătate de oră, noi nu știam cât o să dureze toată ascensiunea, a început vijelia. Deci s-a schimbat, parcă era altă zi. Deci dintr-o dată a început vijelia. Cei care aveau păr mai mult pe ei s-au trezit cu chiciură, adică sunt fire de păr albe pe noi. Chestia este că pielea ardea. Mergând în mod constant și respirând într-un anume fel, specific acestor ascensiuni, în pantaloni scurți, corpul își păstrează temperatura. Deci ultima jumătate de oră a fost destul de dramatică, dar pentru toți a fost foarte bine. Și s-a finalizat cu... Ați ajuns undeva la un lac și v-ați băgat și nu, în apă rece? Nu. S-a finalizat, am ajuns în vârful muntelui. Perpetuă călătorie prin frig și prin călătorie. Gheață, că exact. Practic erați într-un fel de gheață. Ne întâlneam permanent, cu oameni care coborau, ne aplaudau sau ne făceau poze. Am încercat și o să fac câteva poze, dar cam îngheța mâna când o scoteai din mânușă. Am ajuns sus, am făcut fotografia de grup. În momentul în care am ajuns sus și ne-a spus instructoarea, felicitări, gata, vă puteți îmbrăca după fotografia de grup, am cam înghețat toți, am ieșit din acel mindset. Aha. De care spuneam că e foarte important să ți-l setezi și să ții de el, astfel încât atunci când intri în experiență și pe tot parcursul ei și după ce o termini, să rămâi în acea stare care să-ți permită o trecere blândă către starea firească. Uh-huh. Ne-am îmbrăcat, mai cu greu, că, repet, am înghețat cam toți, am ajuns la un refugiu mai la vale, unde am băut o cană, două de ciocolată caldă și apoi am continuat coborârea îmbrăcați. A fost, într-adevăr, una dintre cele mai interesante experiențe pe care am avut-o. În Islanda am intrat într-un lac glaciar și acolo era o chestie interesantă. Trebuia să ne schimbăm pe mal și apoi trebuia să intrăm repede în apa lacului, pentru că pe malul lacului erau niște izvoare foarte fierbinți și te ardeau la tălpi. Doamne. Și ca să nu te ardă la tălpi, trebuia să intri rapid în, în apă. Iar apa o spărgeai cu mâna. Deci apăsai pe gheață și gheața crăpa până ajungeam într-un loc în care puteam să ne așezăm liniștiți și să intrăm în această stare meditativă. Această stare meditativă are o explicație fiziologică. Undeva la vreo 30-40 de secunde după ce ai intrat în gheață și în asta 30-40 de secunde e ceva în mintea ta care spune: nebunule, mă omori, ieși, sări, scoate-mă de aici. Dacă reușești să treci peste aceste îndemnuri, perfect justificate, că totuși creierul vrea să te țină în viață, tot creierul, de fapt organismul, generează o substanță asemănătoare cannabisului, un endocannabinoid, care îți dă o stare de pace și de liniște. Ești într-o transă deja. Ești într-o transă și intri într-o stare de meditație. Eu mai fac, de exemplu, lucrul ăsta când vreau să iau o decizie și nu știu ce să aleg între două lucruri la fel de importante. Îmi pun intenția, îmi pun întrebarea înainte să intru în gheață, intru și după cele 3-4-5 minute cât stau acolo, în momentul în care am ieșit, văd cu claritate răspunsul și poate fi cu totul și totul altceva decât una dintre cele două variante la care m-am gândit anterior. Da, foarte interesant. Dar zi-mi, când lucrezi aici în România cu persoane care aspiră la acest antrenament și să fac o dată sau poate de mai multe ori, se răzgândesc pe parcurs, adică ajung până acolo și bat în retragere? Am avut un caz cu o fată la care din momentul că în care... Că e omenește, adică poți categoric, să... Categoric, da.
la care din momentul în care s-a terminat exercițiul de respirație și urma să se facă imersia în gheață, partenera ei a intrat, că ea era la nu știu câta experiență, ei s-a părut că e prea rece și a zis că mai stă, că poate să mai îngheze. Și a durat cam jumătate de oră, dar până la urmă a intrat și a fost super încântată. Și încă n-a revenit, dar mă aștept să revină, pentru că a spus că dacă știa că e atât de simplu, o mai trăgea de timp. În special băieții se alintă mai mult, dar... Depășește și ei. Motivația e diferită. Bărbatul vrea să-și demonstreze că poate. În schimb, femeia merge pentru... pentru beneficiile, în special la nivel emoțional pe care le dobândește. Da, pentru că este antistres, se calmează, se simt mai puternice, sunt, adică e un... Exact. Intri într-un alt nivel personal, probabil. Gândește-te, de exemplu, că sistemul circulator este format din vase, din ce în ce mai fine, și se ajunge la nivelul capilarelor. Luate și puse cap la cap, toate vasele prin care sângele circulă prin corpul nostru pot însuma 100-125.000 de kilometri. Deci putem încercui Pământul de 2-3 ori, wow, în lungimea tuturor vaselor noastre de sânge din corpul fiecare. Așa de lungi sunt? Așa de lungi. Incredibil. Fiecare vas de sânge este îmbrăcat în niște mușchiuleți, pe care, în momentul când intri în gheață sau în momentul în care faci exerciții de respirație, îi antrenezi. Exact ca și când ai face lucrul ăsta la sală. Numai că este la un nivel micro și macro în același timp. Micro, mușchiuleții sunt foarte fini, macro, sunt mult mai mulți decât... Explorarea corpului uman este infinită și magică. Adică eu nu mă satur niciodată să vorbesc despre astea și să studiez și mereu afli lucruri noi sau poate unele vechi pe care le-ai uitat. Adică e ceva care merită explorat și continuat cât se poate de mult. Pentru că ne apropiem de finalul acestui episod, vreau să te întreb, ca să facem poate un preludiu și pentru o altă întâlnire, cât de important este să respirăm corect? Pentru că vezi, de foarte multe ori, noi nefiind prezenți în viața noastră, stând foarte mult în tot felul de activități, telefon, calculator, care ne fură mințile, respirăm la jumate. Uite, eu acum de când vorbesc cu tine, tot am căutat, știi, să fiu atentă la cum respir, pentru că știu și eu atât de multe lucruri, dar nu le practic. Adică, în teorie, toți suntem buni, dar nu totdeauna ajungem să practicăm până la capăt. Pentru a conștientiza, pentru că nu se poate vorbi de o practică Wim Hof fără o respirație corectă și o respirație cultivată, ca să zic așa, cât de important este să respiri corect tot timpul, nu numai cu ocazii speciale? Dacă ne gândim că respirația ne însoțește de când ne naștem până când murim, intrăm în lume cu un inspir și ieșim cu un expir, ar trebui să ne dea de gândit. Dacă ai observat, când ești într-o stare de nervozitate, ai primit o veste proastă sau ești într-o stare de stres accentuat, dacă îți poți conștientiza respirația, vei observa că ea este mai rapidă. Pe de altă parte, atunci când te relaxezi, respirația automat te însoțește și este mult mai lină. Respirația Wim Hof este un fel de antrenament la sală, însă ceea ce faci în fiecare zi este la fel de important. Spuneam mai devreme de oxidul nitric. Oxidul nitric este un vasodilatator alături de bioxidul de carbon. Deci prezența lor, în momentul în care le controlezi sub o formă sau alta, îți poate aduce mari beneficii. De exemplu, dar cum ar trebui să arate o respirație completă? Adică cât să respiri până simți că se umflă abdomenul? Asta vrea mai mult de la tine. Adică nu o tehnică aparte, dar totuși fiind conștient și din postură, când deschizi trunchiul, când stai cu capul corect, adică parcă intră aerul altfel, știi? De-aia uneori numai îndreptarea posturii schimbă și respirația. Așa este. Respirația pe care e bine să o avem atunci când nu facem un efort fizic sau când nu facem un exercițiu specific de respirație, eu o asemăn cu respirația pe care o ai în momentul în care joci baba oarba cu un ninja și el se leagă la ochi și el nu trebuie să-și dea seama că ești în încăpere. Așa să fie cât se poate fără de, sunet. Exact, da, cât, da, se poate, da, de fină, cât se poate de... Fină, da, ăsta e cuvântul. De soft, astfel încât dioxidul de carbon pe care îl elimini să fie cât mai puțin. Corpul își trage singur cât oxigen are nevoie și elimină cât dioxid are nevoie. În condiții de repaus. În condiții controlate în care faci o respirație conștientă, și vorbim de zeci de modalități de a respira, respirația Wim Hof fiind una dintre ele,
practic faci un antrenament și ăla este pe o perioadă scurtă. Însă dacă marea majoritatea timpului ți-o petreci stând și respirația e bine să fie aliniată cu lucrul ăsta. Dacă vrei să faci o respirație complexă, dar care nu te va relaxa, poți să urmărești extinderea în părți a cutiei toracice, nu extinderea abdomenului. Mușchii care te ajută să extinzi abdomenul sunt niște mușchi secundari în procesul respirației. Însă în momentul în care diafragma se contractă și se aplatizează și crește volumul, exact cum ai spus și din postură, cutia toracică tinde să se extindă. Mm-hmm. Abia atunci ai o respirație valoroasă. Deci nu, cu abdomenul ăsta este un mit. Aha, am înțeles. Perpetuat. Nu spune acum tot. Bine. Că sper să mai facem o emisiune cât de curând despre respirație și despre alte tehnici pe care tu le practici, pe care și eu le practic, dar care merită amintite și prezentate la fel cum am făcut și astăzi, cu beneficii, pentru că, vezi, întâi apare nevoia, întâi apare motivația, după care apare dorința de a intra și noi suntem aici ca să inspirăm și ca să le facem poftă oamenilor, de ce nu să intre în acest univers spectacular și necesar, care aduce beneficii pentru sănătate, pentru gândire, pentru tot. Și așa ne aducem și noi contribuția pe pământ, pentru că fiind oameni veseli, echilibrați, armonioși, umplem pământul de lucruri pozitive. Mulțumesc mult, Bogdan, că ți-ai făcut timp. Dragilor, vă doresc o seară plăcută. Dacă aveți ceva gheață pe lângă voi, ținând cont că e seară și ați urmărit această emisiune, faceți o tentativă de a sta puțin în rece ca să aveți un somn profund. Dacă nu, rămâneți cu aceste gânduri minunate. Nu uitați să dați like and share acestui episod dacă vi s-a părut că a adus informații valoroase pentru voi, astfel încât și prietenii voștri de pe Facebook sau YouTube să afle despre ce am vorbit noi aici. Seară plăcută în continuare, mii de mulțumiri, Bogdan! Mulțumesc!